Ești curios să vezi ce se află în 1.21? E bine, eu o să spun toate noutățile. Cea mai mare chestie adăugată este dungeonul. El e plin cu capcane, spawnere de un nou mob, cheleți. E bine dacă dupați o sumă de mobi, o să sară o cheie din spawner. Ok, asta te duci la vault. Vaultul e un bloc care îți dă iteme, dar ca să deschizi vaultul ai nevoie de această cheie. El se deschide și o să primește iteme. De asemenea a fost adăugată și o nouă armă. Acesta este mace-ul. El are damage-ul unde este bit de diamond. De asemenea, el este foarte ușor de craftat. El se craftează cu un heavy core și un breeze rod. Breeze rod-ul pe care îl iei de la scheleți. De asemenea, sunt și câteva chesturi secrete, dar nu cu un loot foarte wow. Atenție, heavy core-ul se ia doar din vault. Noul mob poate să sară foarte mult și trage cu vânt. Atenție că vaulturile se epuizează. De asemenea, de acum avem și noi iteme de cupru. Avem o ușă, niște scări, un trapdoor, un cut copper, un cut copper, chiseled copper, copper grate și copper bulb. Acestea sunt de design. De asemenea, acestea se oxidează. Și ele pot deveni verzi. Stați la curând să vedeți noile update-uri.